Asociația pentru combustibil sustenabil continuă să promoveze toate metodele de alimentare a resurselor naționale și a economiei naționale cu energie regenerabilă. Energie regenerabilă de orice fel și mai ales nuclear, care considerăm că este una dintre cele mai curate surse energetice, pe lângă, bineînțeles, regenerabilul convențional. În acest moment ne facem datoria să promovăm o inserție sustenabilă și în condiții de responsabilitate a acestei energii, în care noi avem totuși excelență, avem totuși un istoric de excelență de ani de zile, și pionierat, și astăzi promovăm din nou toate resursele pentru această componentă energetică esențială pentru a produce inclusiv hidrogenul sau resurse sustenabile pentru economia națională. Altă întrebare? Bun. Știm că atunci când vorbim despre energie nucleară, vorbim despre lucruri foarte importante și riscante. Suntem pregătiți? Statisticile internaționale și mediul academic recomandă energia nucleară și o să aveți o surpriză să observați că în țările civilizate, cum suntem și noi de altfel, și putem să mergem și la Cernavodă să vedem acest fenomen, cei mai apropiați oameni de energia nucleară sunt aceia care trăiesc lângă centrale, pentru că ele nu numai că sunt sigure, oferă securitate regională, securitate energetică pentru întreaga națiune, dar în același timp oferă locuri de muncă și un climat de dezvoltare durabilă pentru întreaga comunitate. Consider că am ajuns, după 60 de ani de evoluție în domeniul nuclear, am ajuns să putem discuta cu siguranță și cu mâna pe inimă că este un domeniu confortabil și extrem de sigur pentru întreaga planetă. Care ar fi următorii 2-3 pași pe care ar trebui să-i facă țara noastră în viitorul apropiat? Un studiu consolidat al nevoilor energetice de la nivel corporativ, pentru că, bineînțeles, putem să mergem pe acea cale extrem de populară și să spunem nevoia de energie este la nivel de populație și au nevoie deosebită de o diminuare a costurilor resimțite la nivel de unitate casnică, ca să spun așa. Dar în primul și în primul rând, mari consumatori din România care produc locuri de muncă cu care noi plătim acești oameni, care vor să intre în societate și vor să se mențină, să se întrețină în societate undeva în pătura mediană de consum, au nevoie de resursă energetică stabilă, ceea ce în Europa nu mai există astăzi, din cauza unor probleme la nord de România, pe care, bineînțeles, noi încercăm să le rezolvăm prin metode pur tehnice și care sprijină dezvoltarea economică, provenite, bineînțeles, de la aliații noștri strategici continentali și internaționali. Fapt pentru care promovăm acest climat dinamic, social și economic în viitorul eveniment al Asociației pentru Combustibil Sustenabil din luna septembrie, care este un summit al energiei între România și Statele Unite ale Americii, pe care, bineînțeles, că vi-l vom înainta și dumneavoastră pentru ca și invitație.